tuturor, eu sunt Elite Black și bine ați venit la un nou gameplay al unui joc pe care mi-e îmi place să-l joc alături de Tsunami. Asaltul. Eu am armele upgradate la maxim, cred că. Jocul se numește Super Monday Night Combat. Eu mi-am upgradat lovitura. Puf, m-am aruncat veteranul. Hei, ai uitat ceva să faci, ceva chestie amuzantă. Care? Pac! Dar știi să faci așa ceva, mă? Hai să încercăm la ăsta. A, bun, hai să mergem să ne luăm level înainte. Am dreptate. Q, eu zbor până acolo. Eu sunt deja acolo. O te văd. Hei, știi ceva, ne vedem jos, că mai este încă unul jos. Mergem la ala mare? Da, dar stai să mă fac level. Apoi asta fac și eu. Gata. Și eu. Uite că-l văd. La maxim. Stai, pică, putea să-mi bag itemele. Opa, gata, fac parcuristul. Asta e al meu, asta e al meu acum. Opa! Cum ai pe fața astea? A, gata, știu. Stai că am pus bombă pe el. E, fai. No, bun, acum comentăm întâi prima armă pe care o are asaltul. Dar hai la ceilalți roboței. La unde? La ceilalți roboței. Deci un asalt poate omorâ un C-3PO Junior dintr-un atac. Putem și simplu să-l omorâm. Da, deci puteți omorâ C-3PO Junior ăștia dintr-un atac. Sau le dați cu grenada și mor doi deodată sau chiar trei. Dar sau chiar poți să dai și cu click dreapta. Da, știu. Dar fiți atent. Stai că nu-i poți da click dreapta la ăsta. Dar nici la ăștia mari nu poți, da. La ăla mare am zis. Au, da. De exemplu, la ăstea zburător, da, nu-i... Deci da, deci asta îmi place mie. E ca un yo-yo ninja asta. Hai să trecem totuși la un nivel mai avansat. Ok? Da, da, hai. Hai aici. Mergem mai departe, mergem la caractere. La caractere? Cu chiu, mă, ca să scurim. Evident cât de înalt zbor. Fete că mă pun aici. Ha, 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 ha. Daul. De acolo ai sărit, nu? Nu, am zburat până acolo. Da, mă, știu. Deci că a pus o bombă. Stai că încerc și eu. Dar e că nu de acolo de jos am sărit, da, de sus. De sus, de sus, știu. Pac, deja a fost mort. Ce să înaintez. Salut, Hitler Nutella, te văd. Așa, și eu să aici. Clar, du-te față, du-te față. Ba nu pot. Mă, da. Eu salvat aici. Vino aici să vezi unde sunt eu. Fii atent, și poți trage de aici cu grenade la un cerul. Fii atent. Ai vrea tu, mă. Ai vrea tu. Dar știi cum făceam când eram beginner? Deci numai mă băgam la el în spate. Op, așa. Dar și doar, glumați, doar cu grenade la un cerul puteți da un sper. Vezi că a pus grenade. Vezi că e acolo grenadă. Ah. Stai să se apropie, nu te apropia! Lasă-mă că eu sunt mai aventuros! Ok, eu stai pică, merg iar așa. M-am băgat cu ăla de taur în el. O, stai să că nu ăla, nu te ajută aia cu nimica. Ba da, intri cu el și dai damage, fii atent. Fira! 900. Ah, eu imediat mor. Eu nu.
Oh. Eu m-am omorât pe mine, deci am tras într-un loc. Hai, mergem acolo? Eu merg la ala mare. Da, mă, așa acolo mă duc și eu. Gata, am prins. Of, m-a văzut! Un pudel, un pudel. Aici și dau, băi, dar dau critice. Ah, m-a văzut ciodată. Da, știu. Faci troll face. Dacă vedeți, dacă aveți level 15, puteți să luați, de exemplu, un Gunslinger de level 5 din vreo 2-3 recharge-uri, din 2 recharge-uri și îți mai rămân glanțe. Omega Bet, nu știu din câte glanțe. Gata, l-am făcut. Că n-am mai luat până acum Omega Bet. Da, vreo 2 încărcătoare. Un asasin de level 10 este foarte ușor, zic eu. E ca Omega Bet. Nu, ăla de 15, dacă ai level 15, foarte ușor. Sau un Captain Spark, îi puteți da una de asta de taur și niște glanțe și mort. Un Captain Spark de level de ăsta. Uitați chestia la Oscat. Shift. Și acum, bup. Hei, este aici unul. Ai! Oscat, nu te las să te duci. Atât, l-am omorât înainte să intre acolo. Ai, asasin de level 15, prietenul. Din două recharge-uri și mai rămâneți. Dau niște tauri. Da, din două recharge-uri de prop Captain Spark. Ești mort. Sau dacă vreți să-i luați mult mai ușor, uitați, ca exemplu Oscatul, dați vreo 4. Pot, faci tutoriale fără mine. Faci tutoriale fără mine. Da, stai puțin că vreau să dau bomba pe asasin. Stai, lasă. Nu, nu te băga. Ok. Gata, ai mort. Sau mai simplu, uitați-vă. Pac. Puteți da asta și îi slăbesc fix jumătate. Uitați, un Captain Spark îl luați de level 1, dacă e beginner, îl luați așa. Și faceți și cu grenada moare dintr-o lovitură. Bă, nu știu, eu n-am mușcat niciodată cu el, nu știu, viața lui, nu știu despre el. Nu e deloc real la nivelul 1. Fiate, ai văzut cât de sus mă aruncat? Tu vezi cât de jos sunt eu, fii atent. Vezi cât de jos sunt eu. Da, eu îmi cumpăr un suc. Hai că o cumpăr și eu. Gata. Hai să vedem ce face lua ăla, cât de puternic e. Nu, dacă... mă, eu mă duc la ăștia să le arăt ce face suc. Sucul vă dă ca și un fel de extra power, bonus. Hai că îi fac eu. Uitați, mi-am dat juice-ul și puf, un asasin îi scad 700 și ceva. Dar fiți atenți cu pușca. Tu du-te la altul, tu du-te la altul să vezi că le arăt chestia aia faină. Hop, hop. Captain oh, dar tu știi ce dur e când îi dai cu pușca asta în el. Fii atent. Dă-i click dreapta pe el să vezi. Lol, uite-te cât de sus, guraș. Băi, deci tu știi ce trebuie să faci ca să zbori foarte sus. Ce? Bă, puneți o bombă. Și în timp ce zbor, dă-i cu ea. Da, ce sus! Am aruncat asasinul din mapă. Eu am aruncat, că eu am dat bomba. Nu mă, dar eu i-am dat cu spell-ul ăsta de la runcă departe, știi? O fira! Să fii dreapta cu a doua armă, să vezi despre ce vorbesc. Bă! Vino cu mine, Raul! I-am aruncat corpul ăsta jos. Rau, vrei să vezi magie, fii atent. Asasinii sunt foarte slabi, deci... Da... Deci îi puteți lua așa, uitați. Eu știu unde merg. Da... Deci îi puteți lua așa, uitați. Rau, știu unde sunt eu. Nu, dar fii atent, constant. O, firea, că nu... Uite-te cât de sus zbor! Uite-te cât de sus zbor! Repede! O, lol, cum? Apoi am dat cu o grenadă și... Da, am dat cu o grenadă în timp ce eu zburam. Deci puneți o grenadă sub tine și după aia, puf, să vezi cum te lansează. Puc, uite cât de sus sunt eu, Raul. Da, acum mă vezi? Ah. Au. Uite-te numai ce-i fac eu la oscat ăsta. Stai, trage-te că vreau să-l arunc din mapă. Stai. Lasă-l acum. Stai pic, lasă, stai, dacă vine pe lateral, fii atent, fii atent. Stai mă, nu, 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 fă!
da prostești, că vreau să-i dau cu taurul ăla în el. Să ies cu supra. Ai dreptate, stai că vin următorul și eu. Următorul lasă-mi lui el. Ăsta lasă-mi lui. Hop. Ok, următorul e al meu. Hai odată. Bă, dar cum? Dar trebuie să stai aproape de el. Da, totuși l-am killerit. Pac! Da, că te-am ajutat eu, că i-am dat între timp grenada, știi? Lasă-mă acum, singur. Singur, lasă-mă. Dar cum n-o ce nu? Spark, era pe... Lasă-mi lui să-ți arăt. Că vreau să-ți arăt cum se face, dar... Hai, fă! A, deci trebuie să mergi și un pic. Dar okay. Nu, eu nu m-am dus nici un pic, dar trebuie să stai mai aproape de ei. Eu fac și din zbor, vrei să vezi? Lol. Hai, te. Oh, a si murit! Da, mă, dar l-ai băgat înapoi. Stai puțin. Nu, stai că pun și eu. Așa. Ai, mă, ce fain. În zbor și dă-i cu... Taurul? Da. Chiar asta de bine merge. O, ai văzut cum a murit dintr-o lovitură. Am murit tu pe tine. E Sparta! Sparta! Și tu pe tine te-ai omorât. Era fix sub acel pod, eram. Da? Da, vrei să vezi un super pod. Fii atent, haideți să vă arăt o chestie. Dacă vreți să vă apucați, ID-ul meu de Skype în descriere și dacă vreți să jucați cu mine. Costa, hai să ne arătăm cu click dreapta de la arma a doua, să vezi cum îi aruncă. Uită-te la mine, să vezi cum îi aruncă. Dar trage-te, fii atent. Dar hai să vezi și tu. Hai să arătăm cu dispenser. Da, stai puțin, lasă-mi-l mie. Ejectorii. E, bine, eu zic dispenser, ca să mi-și stai să fie pe mijloc. Pac, a trecut. L-ai adus mai aproape, din păcate. Până unde l-am zburat? Fii atent tu la ăsta. O să-mi dai ejector când îți iau pe mijloc, să vezi cum mă zboară. Stai puțin că vreau să mai arunc pe cineva cu taurul, că-mi place. Îl arunc înapoi de la ăsta. Stai pic, stai că lasă-mi pe mine la ăsta. Lasă-mi-l mie, trebuie... L-am aruncat afară din mapă. Următorul e al meu. Okay. Ne dăm reset la level. Da, hai, poate ce ești, ce level facem? Mai rapid fac eu level 1, vrei să vezi? Gata! Da-s level 1. Asta ce face? Nu știu. Stai pic să... Oh, eu știu ce face. Dar am de mult level 1, că de jos am luat. Hai să vezi, Raul, vino cu mine. Este aici. Și de acolo poți să-ți faci level. Stai să-i dau la una. Stai! Ok, următorul e chiar al meu. Contra unul de level 1, dacă dați cu grenăzi, îl puteți omorâ, dar nu da și tu în el, că vreau să le arăt. Sau cu taurul, da. Cu taurul la level mic nu prea faceți mare. Mă, da. Hai, ne luăm level. Nu mi-a, vreau să fac singur level. Ah, da, chiar, bine zici. Stai pic că măresc puterea taurului. Te dai seama că trebuie să-i omor ca asta. Eu le-am pe Carl de level 5. Eu merg la ăla mare să-l bat. Vrei să vezi? Vrei să vezi cum îl ia pe ăla? Hai să-l batem pe ăla mare la level 1. Hai. Dar tu dai seama că eu l-am mai bătut la level 1, știu, nu? Știu. Hai. Dar nu așa. Hai la el. Stai pic, ăsta e al meu, trebuia să fie. Bine, stai pic să vezi. I-am mutat capul. Încă o tură. Sunt mega bad. După aia să-l lași pe ăsta gras să-i dea una. Uite-te la el. Ai văzut? Acum eu? Acum eu. Te-l dau în el. Dau și eu. Hop. Imediat moare. Acum dau și eu încă una? Da, eu mă duc la roboței mai bine să fac
level înainte. Dar cu hai să știi cât primești. Știu, numai că eu vreau să fac întâi level, mai 5-6 să-mi upgradez. Eu am upgradat taurul. Dar știi că pe mapa asta n-ai cum să faci level, nu? Eventual dacă îți dai. Ba da, poți face level. Ah, da, da, că mi-a crescut și mie experiența. Da, experiența-s banii, mă. Nu! Uite acolo la 1, 10% din 150. Dar la mine e 41 din 150. La mine e 24. 29, 32. La mine acum e 42. 4, 5, 3. Ai. 65. Da bine, nu ne interesează numărătoarea, cum am văzut să numeri. Îmi da fac level 2. Dacă îi bat pe ăștia. Ei, am luat sucul. Eu nu îl iau. Nu mă, l-am primit. A, deci la ăla care dansează, da, nu? Da, da, da. Ăla știi că e la Victory, nu? Îl primești. Știu. Nu, nu e la Victorie. De ce ai jucat un multiplayer? Am fost pe multiplayer. S-am văzut. Na bun, cat. Filmam de vreo 16 minute. Eu zic ar fi cazul să oprim. Ah, mai stau un pic totuși. Stai, le arătăm la găină și după aia, ok. Aha, dar stai un pic ca să... Stai ca să iau la găină și le arăt eu. Ok. Eu sunt level 2 deja. Să nu fiu eu. Aaaa, rodeo time. Cum faci cu rodeo-ul? Și după aia le arătăm un episod următor cum e cu asasinul. Da. Na bun, eu am fost Alec Black, iar el a fost... Castravetele de